Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la emisiunea Față în Față. Împreună cu mine astăzi, din nou, pastorul Bunic Ocar poposește să discutăm despre o temă legată de suflet și, mai precis, astăzi vom discuta despre modul în care putem fi sarea pământului. Auzim termenul, voi sunteți sarea pământului în Biblie. Însă astăzi vrem să dezvoltăm puțin și să vedem ce înseamnă de fapt asta și cum putem să ne menținem la acel nivel, pentru că practic este un nivel important. Bunii, mă bucur să fiu din nou alături de tine și e foarte interesant, ne-am uitat împreună și de multe ori am auzit acest termen, dar poate uneori în trecere nu i-am acordat atenția necesară. Astăzi am vrea să discutăm mai pe larg despre acest aspect. Ce înseamnă de fapt să fim sarea pământului? Nu este singurul termen prin care Domnul ne descrie sau nu e singura etichetă pe care El o pune pe ființele noastre. El spune, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți ucenicii, prietenii, voi sunteți martorii. În Predica de pe Munte însă spune, voi sunteți sarea pământului. E o preocupare, în primul rând, la Domnul Iisus să ne stârnească să realizăm care este identitatea noastră. Accentul El îl pune pe identitate. Nu vă mai numesc străini, robi, ucenici, vă numesc prieteni, fiindcă veți cunoaște planul meu. Deci El, prin numirea asta, ne spune că este important pentru noi să însușim ce crede El despre noi. Sarea, în Vechiul Testament, era un semn al legământului. Sarea se referă la viață și la o calitate de viață. Și dacă vrem în termeni așa expeditivi sau rapizi, sarea este viața, reprezintă viața spirituală a omului, viața supranaturală, viața neobișnuită, viața din cer, viața cerească, viața duhovnicească pe care El o plasează în ființa noastră, El o creează, o aduce. Deci este, unii spun, este viață ca a lui Iisus după înviere, viață înviată, am auzit expresia asta. Deci sarea presupune o perfectă concordanță sau congruență între etichetă și manifestare. Voi sunteți sarea pământului și voi dați gust pământului sau arătați altceva și există în voi puterea de a săra, de a produce efecte cerești în lumea în care trăiți. E major lucru. Există în noi această calitate sau ea trebuie dobândită? Tot ce avem este darul lui Dumnezeu. Deci, la mântuire, la întoarcere, la convertire, o primim. O primim de la El. Toate cele vechi s-au dus, spune autorul sau Sfântul Pavel, și lucrurile s-au făcut noi. El toarnă în noi viață, dragoste, pacea Lui, credința Lui, le pune în noi. Trebuie doar să le descoperim, să le credem și să le păzim, să le protejăm și să lăsăm ca ele să se manifeste, adică să fim mereu preocupați de ce a pus El în noi și nu de felul deșert pe care l-am moștenit la părinții noștri și doar de lucrurile pământești și naturale, care nu reprezintă sarea pământului. Ucenicii erau diferiți de restul oamenilor care nu se apropiaseră și nu se conectaseră cu Domnul Iisus. Cât de important este ca noi să ne menținem această stare? Faptul că vine de la El este spus tot în Noul Testament, este o comoară,
Este o, tot ce ne dă El este dar bun și desăvârșit și e păcat să o ignorăm sau să o călcăm în picioare sau să o socotim fără valoare pentru noi ca și Esau, nu contează. Contează grozav de mult și practic este o chemare în ea, este o frumusețe pentru El, pentru că El este, dacă vrei, originatorul, El este sursa acestei stări sau acestei stări a ucenicului și când eu spun nu mai mă interesează să fiu sare, eu mă detașez de El, mă rup de El, foarfec relația cu El, nu mai îmi pasă, mă descurc singur, eu pot să produc o trăire sau o umblare pe lume superioară acelea de... pentru că numai în relație cu El noi suntem în stare să luminăm sau să producem această calitate de umblare de care El are nevoie și alții au nevoie. Deci noi suntem în slujba de reprezentare. Ce înseamnă sau cum poți să menții este doar printr-o strânsă relație și relație poate nici nu-i cuvântul corect. Printr-o completă dependență. Și aici avem corigenți și foarte mulți repetenți. Pentru că noi spunem Iisus și altceva. Iisus și alte resurse, Iisus și eu, Iisus. Dar El este El singur sursă și El vrea să depind totalmente și permanent doar de El. El spune, eu nu sprijinesc decât pe aceia căror inimă, gândire, umblare este toată consacrată, toată a mea, care mi s-a dăruit în întregime. Avem serioase confuzii aici, pentru că noi credem că o să sărăm sau să fim sarea pământului, pentru că a spus Domnul. Dar dacă noi nu-i dăm curs în viața noastră și nu o tratăm cu mare atenție, nu suntem sarea pământului. Deci pentru El este o mare decepție și pentru noi o mare neîmplinire și pentru alții o pierdere. Până la urmă suntem răspunzători. El ne face răspunzători pentru că s-a investit în noi, ne-a rânduit pentru ceva, noi ne-am asumat rolul, că stăm pe lume pentru El, trăim viața pentru Dumnezeu, nu trăim pentru noi, nu trăim pentru lume, ci pentru El. Și dacă nu confirmăm ce am spus, pur și simplu e un turn care s-a început, dar nu se isprăvește. Foarte interesant, pentru că ai făcut legătura cu ceea ce vreau să întreb acum. Okay. Cum știm că avem această calitate în noi și suntem într-adevăr sarea pământului? Cum știm? Una că ne pasă, una că ne doare dacă nu suntem, și apoi din mărturia altora. Dacă îți dă cineva ceva, să zicem, de mâncare și tu spui, ce ai pus în mâncarea asta? Înseamnă că ești interesat. Sau e prea sărat, sau e prea dulce, sau are prea gust amărui, în sfârșit. E, omul trebuie să aibă o reacție când intră în contact cu noi. Ce-i cu dumneata? De unde ești? Ce s-a întâmplat? De ce ești diferit? Astea sunt lucruri care ne confirmă. Noi credem, noi știm, noi vrem să fim acest om, acest om cu impact, dar trebuie să vină și de la alții. M-a ajutat, mi-a arătat. Dăm și chixuri și rateuri și asta e dureros pentru noi, e dureros pentru Dumnezeu că n-am fost lumină, n-am fost sare la momentul când trebuia să fiu. M-a interesat mai mult binele meu, să meargă mie bine, vorba lui Avram în Egipt. Și Domnul spune, trebuie să schimbăm foaia, hai să luăm de acapă. El nu chiar renunță cu una, cu două la noi, dar noi trebuie să depindem doar de El și să ne mulțumim, să ne mulțumim cu pregătirile, cu rânduielile, cu tot ce a hrăzit El pentru noi și nu să încercăm să ajungem noi la ce ne dorește inima, ci vrem să împlinim ce îi place Lui, cum îi place Stăpânului. Deci putem realiza dacă suntem într-adevăr sarea Pământului prin modul în care alții ei ne pot se identifică cu noi și noi la rândul nostru putem realiza prin ce? Prin interacțiunea cu semenii noștri, prin
dovada sau mărturia pe care ne-o dă Duhul lui Dumnezeu în inima noastră, prin faptul că suntem în permanență atenți la acest lucru. Eu nu mă reprezint pe mine, fiindcă nu sunt al meu, proprietarul este El, și atunci vreau să-L reprezint pe El, dacă tot m-am angajat în lucrul ăsta, la parametri ideali, într-un chip vrednic de El. Așa spune Scriptura, dacă oricine face un lucru, să-l facă ca pentru Domnul, să-l facă pentru Domnul, să-l facă pur și simplu cu această lepădare de sine și cu dragoste, pentru că El este în slujba Marelui Mântuitor și Marelui Împărat, Iisus Hristos. Deci, aceste lucruri combinate nu e numai un singur lucru. Oamenii pot să se înșele, să spună, ăsta e omul lui Dumnezeu și după un timp să nu mai fie așa cum spun ei, dar să ai și tu un suflet, să vină și de acolo și Duhul lui Dumnezeu să spună și pacea pe care o ai, iarăși îți confirmă anumite lucruri din această preocupare la care te gândești. Dacă ar fi să comparăm înțelegerea noastră despre sare cu ceea ce discutăm acum, și evident acum discutăm despre un aspect spiritual, sarea din punct de vedere material, în exces, nu e prea bună. Dacă e prea sărat, nu e foarte bună mâncarea, dacă e exces de sare. E posibil și în domeniul spiritual să fie asemănător, să fie prea sărat? Nu. Paralelismul sau comparațiile merg până la un punct. Noi, dacă umblăm cu El, avem exact doza ideală. Nu face rău. Nu face rău. Și o gospodină normală nu-ți dea mâncare saramură toată ziua. Pune sare în murături, dar nu în supă peste, pentru că nu se poate mânca. Ori dacă suntem atașați de El și dependenți de El, El folosește sarea, cum o voiește El, cum voiește Duhul, și atunci va fi exact acea doză ideală. Nu poate face, nu face rău, nu are și calități nocive. Ori în ea însăși, sarea, nu știm ce spune despre ea însăși, dar ea se simte perfect confortabil în salină și un credincios se simte perfect confortabil în pielea lui, fără probleme. Dar raportat la alții și în termenii slujirii sau în acest context, El nu poate să facă decât bine. Cum spune despre femeia înțeleaptă, face bine și nu rău. E posibil ca cineva să își piardă această calitate? Da, asta e problema. Domnul vorbește acolo, sper că vorbește la modul potențial, dar sau ipotetic, dar e clar că vorbește la modul real. Se poate pierde puterea de a săra. Adică un creștin poate să nu se dezvolte și să nu folosească potențialul care îl pune Dumnezeu la dispoziția lui, sau poate să devină firesc și să fie mai puțin preocupat de lucrurile spirituale sau deloc preocupat, dar se numește creștin și puterea de a săra este nulă, se pierde, pentru că nu este păstrată comunicarea, linia de comunicare s-a forfecat, s-a frânt, s-a rupt și au loc pierderi sau scurgeri și nu de randament. Deci e posibil să pierzi prin această neglijare a relației pe verticală cu Bunul Dumnezeu. În modul ăsta poți să te declari ce vrei, dar dacă El nu îți vorbește, El nu te folosește, nu te cheamă, nu ți arată, s-a stricat ceva. Și atunci trebuie să ne întoarcem de unde am plecat pentru a repara, pentru că El este și în această slujbă de a remedia stările bolnave sau afectate. Astăzi ne inspirăm din Matei, capitolul 5, versetul 13, și am să citesc acest verset pentru că e bine să fie auzit de toți și totodată și noi să-l dezvoltăm un pic. Deci Matei, capitolul 5, versetul 13, spune clar, voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? M-a ajutat acum puțin Biblia să pun următoarea întrebare. Dacă ajungem acolo și ne pierdem această calitate și când vorbim despre voi sunteți sarea pământului, ne gândim la o calitate spirituală și o imagine bună, benefică, prin care oamenii văd că noi aducem un gust bun
în ecuația relațiilor cu oamenii, cu și semenii noștri, dar totodată și în relația cu Dumnezeu, mă gândesc. Întrebarea este dacă cineva ajunge cumva prin neglijență, neveghere, pentru că oamenii rămân oameni cât trăiesc pe pământ, cum își pot recăpăta această calitate? Sau e posibil să o poată recăpăta? Cred tot din spuse ale Domnului Iisus. El spune, cine vă ascultă pe voi, ascultă pe mine. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Cine acceptă aportul vostru sau contribuția voastră ca sare, eu sunt marea sare, eu sunt marea lumină. Deci, dacă eu sunt ca persoană fizică tot acel om, tot rânduit de Dumnezeu să fiu prezentatorul sau purtătorul acestei calități spirituale. Dacă eu mă despart de el, nu neapărat formal, dar în sfârșit prin împrejurări, prin situații, prin decizii, eu nu o să găsesc sarea în altă parte, pentru că e numai în el. În el era viața și era lumina oamenilor. În el aveți totul de plin. Și dacă nu mă întorc la el, eu pot să simulez sare printr-o smerenie falsă, prin fel de lucruri. Dar autentică lucrare voi avea doar când mă întorc la el cu toată inima, ca un fiu risipitor sau ca un om care realizează greșeala pe care a făcut-o și el poate să-mi dea din nou puterea de a lucra, de a săra, de a contribui, pentru că Biblia spune că câtă vreme trăiește omul, există speranță. Faptul că el nu ne-a luat din viață înseamnă că n-a isprăvit lucrul cu și prin noi. Dar asta nu ar trebui să ne dea nouă liniștea, să nu contează că el totdeauna ne caută și nu se descurcă fără noi. Se descurcă foarte ușor. Asta e șansa noastră să depindem de el, pentru că Biblia spune, te-am făcut străjer. Cam același lucru, de fapt. Te-am făcut străjer. Trebuie să-i spui semenului tău să se întoarcă. Dar dacă nu o face, nu-i treaba ta. Dar tu îți mântuiești sufletul. Deci chemarea noastră este după mântuire sau simultană cu mântuirea, dar ea crește. Și dacă noi ne bizuim doar prin faptul că l-am recunoscut pe Iisus că este cine este, dar nu ne-am împlinit chemarea, nu suntem într-o ideală postură în fața Lui și nici față de semene. Și atunci, față de semenii noștri. Și atunci chiar trebuie să ne reanalizăm. Apare aici, în partea a doua a versetului, o situație care aș vrea să o duc în discuție. Deci am citit prima parte, acum voi citi a doua parte. După acea întrebare, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra, continuă, atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Mm-hmm. Yeah. Foarte dur. Extrem de tranșant, puternic. Din câte știu, sarea nu își pierde niciodată gustul, sarea pe care noi o cunoaștem. Exista un fel de sare pe care o colectau ei din mare prin niște procedee, lăsau să se, în sfârșit, evapore apa și rămânea pe acel vas sarea. Acea sare, dacă nu o păstrai în bune condiții, își putea pierde puterea și atât, nu mai era bună de nimic. Cred că Domnul vorbește aici pentru acei oameni care știu despre ce fel de sare este vorba și atunci ea trebuie să fie foarte bine păstrată la temperaturi ideale, dar călcată în picioare e mai mult un avertisment pentru noi. Așa ar merita să fie călcată în picioare, pentru că deși a fost sare și a avut o chemare deosebită și a fost înălțată și așezată de el pe o treaptă deosebită și nu și-a păstrat acea vrednicie, el este îndreptățit să spună tai-l jos sau călcați-o în picioare sau nu mă mai interesează. Totuși, dacă ne uităm în Evrei, e un text paralel în care spune acest pământ care n-a rodit cum trebuie, ar trebui ars și sfârșește prin a-i se pune foc.
Dar, până autorul completează, deși vorbim astfel, de la voi așteptăm lucruri care însoțesc mântuirea. Deci Dumnezeu ne avertizează foarte atent și foarte serios ca să nu ne batem joc de harul pe care ne-l-a dat, să nu călcăm în picioare sângele lui și chemarea noastră să o luăm cât se poate de în serios. Suntem aici ca să-l prezentăm, dar și să-l reprezentăm. Prezentăm, de obicei, o facem prin limbaj, reprezentare prin starea noastră interioară. Vom lua din nou, vom lua o pauză, prima pauză, de fapt, și după ce vom reveni, vom discuta despre următorul pasaj, care spune: voi sunteți lumina lumii. Și toate aceste pasaje fac referire la noi, ca și credincioși, la ce calități ar trebui să fim noi. Sare, lumină, rămâneți cu noi, vom cetate. Continua. Cetate. Community Optical Center este o ramură a misiunii International Missions Alliance. Pentru examinare optică de doctor cu o vastă experiență în domeniu, sunați la 773-486-7661. Avem o gamă extraordinară de ochelari de cea mai bună calitate, la un preț deosebit de scăzut. Pentru informații și programări, ne puteți contacta la 773-486-7661. Am revenit în studio și astăzi, împreună cu pastorul Bunii Cocar, încercăm să devenim mai aproape de ceea ce ar trebui să fim noi ca și credincioși și încercăm din Biblie să înțelegem, de fapt, ce înseamnă a fi sarea pământului, ce înseamnă a fi lumină. În prima parte am discutat despre calitatea de a avea acest gust care dă mâncări în înțelegerea noastră fizică, un gust bun. În pasajul, mai bine spus, versetul 14 din Matei, capitolul 5, face referire la voi sunteți lumina lumii. Ambele, în opinia mea, se referă la felul în care noi ar trebui să fim din punct de vedere spiritual. Deci să fim oameni plăcuți în societate, să dăm un gust bun, dacă vrei, și să avem o aparență, o imagine decentă în modul cum noi ne comportăm. Și aș vrea să discutăm puțin despre acest aspect, pentru că ambele, în opinia mea, fac referire la starea spirituală, nu neapărat la felul cum noi înțelegem sarea sau lumina. Absolut, absolut. Fac referire la, sau trimitere, la starea duhovnicească, de duh, de spirit. Dar când vorbești despre aceste lucruri, ele nu mai sunt în sfera noastră. Noi sunt puțin dincolo. Sunt la un alt etaj, la o altă stâncă, la o altă altitudine. Deci sarea este ceva supranatural. Lumina, oamenii au lumină fizică, dar ei au nevoie de lumina lumii. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Ori Iisus nu s-a transformat în farul din Alexandria. El a fost purtător de cunoștință, a avut cunoașterea lui Dumnezeu, a manifestat-o, a fost... Poporul vedea o mare lumină când el trecea prin Capernaum sau prin toată Galileea. Și ținutul de lângă mare, care a fost acoperit cu ocară și cu întunericul, a văzut lumină. Poporul care locuia în
umbra morții, vede o mare lumină. Noi ar trebui măcar să fim niște luminători, dacă nu mari, cum spune despre soare, marele luminător, măcar un luminător mai mic, dar un luminător conștient, că trebuie să poarte cunoștința de Dumnezeu, că poate să poarte viața lui Dumnezeu, că poate să-L arate pe Dumnezeu, nu la nivelul material unde am coborât. Noi ne-am făcut de servicii foarte mari când am spus, noi suntem normali. Așa e viața normală. Dacă îl citești pe Watchman Nee, care vorbea din Romani, despre biserică, despre viața creștinului, el spunea viața creștină normală, care nu este viața noastră, este viața lui Isus. Viața lui Isus este normală. Noi zicem, asta e paranormal, fenomene parapsihologice. Nu, nu, ăsta e normalul Isus, noi trăim subnormal, noi trăim subteran, noi trăim ca și lumea înainte de Isus și nu ca Isus. Biblia spune, cine zice că rămâne în El, trebuie. Ăsta e cuvântul. Trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. O, Biblia este foarte valabilă și nu o să se piardă niciodată, nu o să se piardă valabilitatea și actualitatea. Deci, lumina lumii e ceva de la Dumnezeu. Supranatural. Omul nu poate să facă asta, doar Dumnezeu care ne-a luminat inimile, ne-a pus să luminăm în întuneric. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzându-vă și văzând faptele voastre, să se întoarcă să slăvească pe Dumnezeu care este în ceruri. Ori, dacă acest lucru nu este, nu e vinovat omul care nu se întoarce, pentru e vinovat omul care nu arată acea lumină, care e o trâmbiță cu sunet încurcat și nimeni nu știe ce direcție să apuce și ne facem vinovați fără doar și poate. Cred că e bine ca să înțelegem, practic, semnificația acestor calități, să fim sarea Pământului, să fim lumina lumii, pentru că astăzi, în societatea în care trăim, realizăm că de foarte multe ori noi, ca și credincioși, nu ne identificăm foarte bine cu aceste stări. În sensul că să lăsăm în jurul nostru o imagine bună, să luminăm în jurul nostru. Cineva recent a făcut niște afirmații care mi-au rămas în minte. Spunea cineva că Dumnezeu ne-a chemat să fim lumina lumii, dar noi în loc să folosim acea lumină, să luminăm în jurul nostru, ne luăm fiecare luminița noastră și ne-o aruncăm în ochi unii altora. În sensul negativ, în loc de a face ceva pozitiv, uneori nu suntem suficient de atenți. Și la fel și cu sarea. Sarea, dacă o pui în ochi, ustură, doare, nu produce senzație plăcută. Da, dar el n-a dat-o pe mâna unui iresponsabil. Când cineva aruncă lumină în ochii cuiva, nu are nimic de a face cu lumina lui Dumnezeu. Și nici cu sarea lui Dumnezeu, când cineva aruncă sare în ochii altora sau pune pe rana unui om, e ceva, în primul rând, el a făcut oameni, noi, și această sare este absolut naturală, deși supranaturală, pentru omul supranatural. E ceva de care el este fericit să aibă parte și bucuros să o exprime, să o arate altora și o face pentru Dumnezeu. O face ca pentru Dumnezeu. El are o identitate care nu se coboară la nivelul oamenilor care se laudă cu echipa lor, cu țara lor, cu tricolorul, cu mâncarea, cu biserica. Nu. El este ca Domnul Iisus. Deci, bunii, trebuie să fim realiști și noi am mai discutat în cadrul acestor emisiuni și am discutat și sunt discutăm... Sunt absolut de acord. Discutăm foarte frumos. Chiar și normal. Discutăm foarte frumos despre sarea Pământului, lumina lumii. Sună bine, însă realitatea, așa cum am mai menționat de mai multe ori, este cruntă. Cruntă. Și am menționat aceste ilustrate tocmai ca să aduc în discuție acest aspect. Pentru că noi, ca și credincioși, uneori pretindem sau încercăm să proiectăm o imagine frumoasă, o lumină faină, un gust plăcut. Dar, în realitate, noi, ca și persoane individuale sau ca și comunități, nu întotdeauna producem aceste efecte. Noi vrem să creadă lumea că
suntem sarea Pământului și noi vrem să credem că noi suntem sarea Pământului sau lumina lumii. Din acest motiv am adus în discuție, pentru că trebuie să fim realiști, să fim sinceri, să fim autentici. Și aici este marea noastră bătălie, luptă. Pentru că știm ce trebuie, dar de la a ști și până a fi, toți avem o distanță pe care trebuie să o parcurgem. Și asta aș vrea să discutăm acum, puțin în acest segment, de la a ști, că știm că trebuie să fim sarea Pământului, să fim lumina lumii, cum putem să ne menținem, ai menționat puțin despre traiectoria sau echilibru, ca să nu exagerăm în nicio parte. Oh, nu mă tem de exagerarea, spune Caragiale. Chiar ar trebui să exagerăm, pentru că din această superficialitate am ajuns unde constatăm că suntem și nu ne place nici nouă, nici altora. Domnul spune, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Noi avem intenții, planuri, într-o zi va trebui să fac acest lucru, dar drumul spre iad este pavat cu tot felul de intenții și niciodată nu ajungem la starea la care trebuie să fim. Suntem veșnic studenți, dar niciodată nu absolvenți. Adică învățăm și nu ajungem la deplină cunoștință, pentru că se luptă în noi mai multe forțe, mai multe pofte și până la urmă, ca să facem pace, le hrănim pe amândouă ca să nu ne punem rău cu nimeni. Nu putem lua model din societate. Societatea are nevoie de modelul Dumnezeu, de modelul Domnului Iisus, de Evanghelie, de epistole, de har, de duh, de lumina lumii, de sarea Pământului. Degeaba ne uităm la ei, pentru că n-au, nu pot, nu sunt vinovați. Nimeni nu-i vinovat în ce privește lumea largă. Dar credincioșii practic nu au acest drept să fie superficiali. Biblia spune, dragostea lui Hristos ne strânge, nu, ne constrânge, ne obligă, rănile lui ne obligă, sângele lui ne obligă, jertfa lui ne obligă, dezbrăcarea lui ne obligă. Și noi spunem da, dar până la urmă tot rămânem mai pe urmă, pentru că nu avem poate suficiente resurse în noi, nu le căutăm unde trebuie și nici modele destule. Și de asta practic suntem relativ irelevanți. Sunt mult mai relevanți oamenii care mor acum în Orientul Apropiat. Mult mai relevanți. Noi, cum zice un apostol, nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Nu ați luptat. Ați uitat sfatul pe care vi-l dă Dumnezeu. Nu te împotrivi și primește pe calea pe care El vrea toată chemarea, toată lucrarea, toată jertfa. Și atunci cred că vom fi mai relevanți. Doar constatarea că nu suntem unde trebuie nu ne aduce chiar de plină liniște. Știu pe un cetățean care tot timpul se plânge, nu-mi place la biserica mea. Zic, ok, de ce nu te muți? E prea complicat. Înțelegi? Adică nu-mi place cu tare, dar când să pun ceva în aplicare, prețul e prea mare. Dar el care a plătit cu viața, nu s-a uitat la preț. Și totuși, crezi că asta e soluția? Dacă la cineva nu-i place, poate nu-i place din cauza lui, că el e defect. Nu neapărat că biserica are ceva defecte. Nu știu, dar situația specific. Dar acum vorbim. Dar decât să te poticnești în fiecare zi, încerci o soluție. Nu știu dacă ai soluția, dar am vrut să văd. Pentru că o schimbare nu totdeauna este ideală, dar cel puțin îți dă o altă perspectivă. Și om a refuzat până și ideea să schimbe ceva. Dar credea că îi se pun puncte în cont pozitive pentru că se plânge. O, Domnul nu-i deloc de acord cu asta. El vrea să te duci la sursă, să te consulți, să înțelegi și apoi să treci la acțiunea, la chemarea pe care El ți-o dă, la lumina pe care ți-o împărtășește. M-ai provocat să mă gândesc cât de eficient sunt eu în aceste domenii și trebuie să recunosc că avem de lucru. Avem de lucru. Că dacă ar fi să mă evaluez pe mine, comparat cum cred alții, dacă sunt într-adevăr eu sarea Pământului sau lumina lumii, nu știu exact
cât de, dacă voi trece acest test și nu știu exact pe ce criterii cineva mă poate evalua corect. Well, el nu greșește, judecătorul cel drept. Asta știm precis. Că el, judecătorul cel drept. Dar dacă ar fi să mă bizuiesc pe cei din jurul meu, n-o face. Ar putea unii să fie dezinteresați să-mi dea neapărat o notă bună și nu știu cât de mult mă încurajează, probabil că mai mult mă descurajează. Dacă ne preocupă, nu căutăm cheia lângă stâlp pentru că e lumină, ci mergem la sursă și cerem ca e nou. E în ordine cum sunt eu? Și el, dacă le întrebi, îți spune. Pentru că vrea să spune. El te evaluează și aici. El ne judecă și acum, într-un fel, adică ne poate clarifica. Și dacă ar veni la noapte sau seara asta să ne judece, cum am stat noi atunci? Cum am stat noi? Dependența de el poate sună ca o flașnetă sau ca o placă de patefon, am obosit de ea. Totuși, dependența de el este esențială pentru Dumnezeu și pentru viața noastră. Și dacă o ignorăm pe asta și încercăm să ne descurcăm prin forțele noastre și nu ne pasă de el, ignorându-l, e cea mai mare pagubă pe care o putem trece în contul nostru. Asta este. Cred că o evaluare, așa cum ai menționat, față în față cu Creatorul și cu realitatea, ne poate ajuta să identificăm, într-adevăr, unde ne aflăm din punct de vedere al nivelului maturizării noastre spirituale. Pentru că, practic, despre asta e vorba. A fi sarea pământului și lumina lumii te face să fii un om spiritual, un om aproape de Dumnezeu, care produce în jurul tău bunătate, viață și lumină. Cercetare. Cei din jurul nostru nu ne văd cu ochi buni, dar bunul Dumnezeu ne vede cel mai bine, pentru că El știe absolut toate amănuntele. Aș vrea să vorbim în segmentul următor despre această realitate pe intimă, personală, pe care fiecare o trăim. Trebuie să ne preocupe identitatea. Noi ne ascundem după ce am făcut și numărăm, am făcut câteva lucruri bune, am mai scăpat câteva rele. Identitatea, dacă eu sunt credincios lucrului încredințat mie și ce a spus El despre mine, dacă acest lucru se materializează sau se împlinește în viața mea. Identitatea e foarte importantă. Nu activitatea așa de mult, cât identitatea. Aș vrea să vorbim despre identitate și intimitate după ce revenim. Avem o gamă extraordinară de ochelari de cea mai bună calitate, la un preț deosebit de scăzut. Pentru informații și programări ne puteți contacta la 773-486-7661. Am revenit în studio și astăzi împreună cu pastorul Bunii Cocar încercăm să înțelegem mai bine ce înseamnă a fi sarea pământului și lumina lumii. În acest segment aș vrea să vorbim despre identitate, pentru că ai menționat că
identitatea e, contează, este importantă și aș vrea să dezvolți puțin. La ce te referi când spui Ce înțeleg eu când spun identitate? Identitatea este ce este omul în el însuși. Nu neapărat percepția pe care au unii despre el sau alții. Și Bunul Dumnezeu e înclinat sau bucuros să ne-o confirme sau să ne-o infirme. Nu vreau să te vorbesc despre infirmări, că le avem toată ziua, dar o confirmare, una, un om făcător de mari rele a fost adus în fața unui judecător. Și judecătorul n-a obținut nicio mărturie de la acest om. N-a aflat mare lucru. Omul mai mult a tăcut. Și el spune, ecce homo. Acesta este omul. Acesta este omul, omul complet. Omul adevărat, omul cu articol, hotărât, omul. Îi spune, bine, Pilat știa deja prea multe despre acest om și a spus, ecce homo. N-a spus ce a făcut, nimic, doar ecce homo. L-a impresionat profund pe judecător și pe dregător. Marele preot, care îl ura pe Domnul Iisus din motive vari, în Sanhedrin, între cei 70 de bătrâni acolo, el este interpelat de Nicodim și poate și de alții, în care îi se spune, legea noastră nu permite condamnarea cuiva dacă nu este judecat și cercetat. Și își pierde cumpătul marele preot Caiafas și spune, nu înțelegeți că este în folosul nostru, în folosul nostru să piară un om ca să nu piară neamul. Și Biblia spune, n-a spus de la el lucrul ăsta, ci l-a spus fiindcă era mare preot și a profețit, deși era plin de, în sfârșit, furie și mânie și invidie, a profețit că Domnul Iisus urma să moară pentru neam și pentru neamuri. Identitatea vorbește mai mult decât activitatea noastră. Identitatea noastră. Și ar trebui să fim preocupați de ea. Adică de relația noastră cu Dumnezeu, de ce este Lui plăcut, ce îmi permite, ce nu vrea să fac și mai ales la ce mă cheamă El să mă dedic. Aceste lucruri sunt importante pentru El și importante pentru mine. Pe vremuri, oamenii erau sancționați imediat dacă au făcut o minciună sau au spus o minciună, Duhul Sfânt i-a îndepărtat. Noi credem că acum s-a abrogat ba una, ba alta. Cu toate astea, mărturia lor a fost foarte puternică în acel timp și mărturia multora dintre noi este diluată pentru că nu ne-a preocupat intens. Creștinismul este funcțional numai dacă este intens. Dacă este, să-i spun, superficial, cineva a spus chiar foarte frumos, creștinismul este ori supranatural, ori superficial. Și dacă am primit o doză de superficialitate, am înlăturat sau am pur și simplu am anulat posibilitatea supranaturalului. Ori Dumnezeu ne cheamă să trăim viață de sare, viață de supranaturală și uneori ne costă. Ne costă acest lucru, dar recompensa este extraordinară. Asta e ce ar trebui să ne ocupe mintea și să ne dea de gândit până când ajungem la rezoluția ideală. Dacă reușim să ajungem să ne identificăm cu Dumnezeu și să trăim o viață corectă, care să-L onoreze, atunci trebuie să ne preocupe și intimitatea cu El. Absolut. Aș vrea să discutăm despre intimitate, pentru că acolo cred că se produc în intimitate schimbările necesare. El vrea să aibă părtășie cu noi, spune, nu vă voi lăsa nici orfani, nici singuri, eu voi fi cu voi, rugați-vă zilnic, pâinea noastră cea de toate zilele. Deci, cred că intimitate înseamnă să ai timp cu El, să nu-L pierzi din vedere, să îi mărturisești Lui cine ești, ce faci, să fii pur și simplu deschis cu El mereu și să-i spui și ce te preocupă și ce dificultăți ai. Deci, așa cum vorbești cu părintele tău, cât ești copil mic, spui tot. Până n-ai intrat șmecheria în tine, îi spui absolut orice slăbiciune, orice greșeală, orice cană spartă. Și el spune, faceți-vă ca niște copii ca să fiți în împărăție, să vedeți ce poate Tatăl pentru voi.
Nu fiți ca un calb, ca un catâr pe care îl strunești cu frâu și zăbală și tot timpul nerăva și tot timpul pe alte drumuri vrea să apuce. Dacă cineva se apropie de el ca un copilaș, va vedea împărăția lui Dumnezeu. Și pentru că așa e împărăția, cu oameni care se deschid, sunt fericiți să se apropie de tatăl lor, nu vor să lase pe mămica să dispară și să țin de rochia ei sau de fusta ei tot timpul, pentru că viața lor este legată de părinți. Așa trebuie să fie viața noastră, foarte strâns legată de el. Nu avem ce să-i ascundem, pentru că oricum știe totul și putem să venim goi și descoperiți. Și ne mărturisim, Biblia spune, dacă ne mărturisim, El este credincios, cuvântului care l-a dat, ca să ne ierte și sângele lui Iisus să ne curățească. Și El vrea să ne crească, efectiv, El vrea să ajungem oameni mari, nu copii, ci oameni la statura plinătății sale, la starea de Iisus Hristos. Poate pentru unii se pare că acest lucru este exagerat, și că acest lucru nu s-a vorbit foarte mult până în vremea de acum. Dar este scriptural și văd că foarte mulți încep să-l descopere. Și când Biblia spune, oamenii vor avea mai multă cunoștință la sfârșitul veacului, cunoștința va crește, noi ne-am tot gândit, au făcut și televizorul, a crescut cunoștința. Au făcut și bomba atomică, crește cunoștința. Dar Biblia nu numește cunoștință faptul că avem pușcă de asta cotită, care te poate omorâ după colț. Nu, asta, cunoștința pe care Biblia o numește cunoștință este cunoașterea de Dumnezeu. Și eu cred că această creștere a cunoașterii, a cunoștinței este în domeniul spiritual, nu doar în domeniul material, fizic, chimic sau în sfârșit de asta tehnologic, ci spiritual. Și cred că asta crește și n-ar trebui să stăm, pentru că atunci când spui religie, spui tradiție, așa am moștenit, așa a fost, noi pe meleagurile acestea așa facem. El face mereu lucruri noi. Domnul spune, El mereu fac lucruri noi. Și El tot timpul lucrează. Și El nu este la o raboteză, El este super creator, El este super artist și El face lucruri noi. Și le-a pus în Scriptură, dar le descoperim târziu. Eu cred că în vremea de acum Scriptura este mult mai valorificată și are potențial și mai mare. Din punct de vedere spiritual, identitatea noastră și intimitatea noastră trebuie întreținută și dacă nu o întreținem, ce se întâmplă? Well, ca orice organ, se atrofiază. Și după ce se atrofiază, uneori poate să și moară. Use it or lose it, spun americanii sau englezii. Adică folosește sau pierzi. Dacă nu o întrețin, ochii care nu se văd se uită. Dacă nu o mențin și dacă nu îi dau de mâncare, mă părăsește, o pierd. Deci, dacă n-am grijă de ea, nu-i mai culeg roadele. Dacă n-am grijă de o grădină, nu culeg roade. Dar minte de lucrarea sufletului și de colaborarea imperioasă și absolut necesară cu lucrarea spirituală sau cu Duhul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus. În aceste vremuri ne bucurăm de libertate religioasă în cea mai mare parte, cel puțin în statele civilizate. Sigur că există multă persecuție în lumea asta și credincioși și cred că toți știm în unele părți ale lumii și pierd chiar viața. Și totuși pentru noi, cei care avem confort și avem libertate, cred că suntem mai vulnerabili decât alții să nu fim interesați sau preocupați de aceste aspecte în modul real. Mă refer la identitate și intimitate. Avem o formă de a practica anumite rutine și ne mulțumim cu ele, dar ele sunt doar rutine, inclusiv rugăciunea. Poate fi superficială. Aș vrea ca să poposim câteva minute la acest aspect, pentru că eu cred că e foarte important. Dacă vorbim despre sarea pământului și lumina lumii și nu le acordăm atenția cuvenită și nu realizăm starea în care ne aflăm noi, din acest punct de vedere, și identitatea noastră este la voia întâmplării și nu-L reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste, vom suferi pe termen lung, poate chiar pentru eternitate. Și ce aș vrea să aduc în discuție este modul în care noi putem să ne
oprim din stilul nostru de rutină și să încercăm să identificăm anumite lucruri pe care poate Dumnezeu vrea să ne le comunice, chiar prin acest dialog, pe care le putem îndrepta. Îmi vin în minte două versete, sper că sunt de folos. Unul spune, voi ați murit sau socotiți-vă morți față de atâtea chemări, pentru că sunteți vii pentru Dumnezeu. Eu trebuie să fac această decizie. Scriptura o pune în fața mea, ori eu trebuie să mi-o apropiu, trebuie să iau pentru mine, să o cred, și voi ați murit și viața voastră este ascunsă în Dumnezeu, cu Hristos în Dumnezeu. Hristos a murit moartea noastră cu gândul că noi vom trăi viața Lui. El a murit moartea noastră, dar noi ne trăim tot viața noastră, ca și cum El n-ar fi murit, ceea ce e foarte tragic. Sau Sfântul Pavel spune, am fost răstignit cu Hristos. Deci Pavel sau Saul din Tars, până la întâlnirea cu Domnul Iisus, a trăit. Dar când a primit cunoștința, el spune, am fost răstignit și nu mai trăiesc viața lui Saul. Trăiesc viața. Adică nu mai trăiesc. Și trăiesc, spune, dar nu mai trăiesc. Trăiesc, dar Hristos trăiește în mine. Văd în mădulare, spune el, dorința de a trăi Saul. Dar Pavel, acest om mic se numește Pavel, sau asta este semnificația numelui lui, acest Pavel trebuie să trăiască pentru că Iisus a murit. Și mă obligă imaginea răstignirii lui ca eu să pot fi o creație nouă, să am o slujire nouă, să am o relație deosebită. Pur și simplu, toate s-au făcut altfel, noi. Și noi credem că asta a fost pentru el. N-a fost pentru el. Asta a fost pentru noi toți. Ce spune el, ce descrie el, este pentru noi toți. Dar noi rămânem într-un fel de tar la cerbice, cum spunea Ștefan către evrei. Totdeauna cum vreți domniile voastre. Și suntem tar la cerbice. Noi știm, noi putem, noi avem experiență, noi suntem de mult pe aici și așa merge. Așa merge printre oameni și așa merge încă, dar până la urmă, ce mărturisește despre noi? Că trebuie să mărturisească și cuvântul despre noi, și Duhul, și sângele. Și dacă nu mărturisesc astea despre noi, degeaba mărturisește un sobor de preoți sau de adunări, pentru că lucrurile care mărturisesc pe pământ și cele care mărturisesc în cer sunt cam aceleași. Duhul, cuvântul, jertfa Domnului Iisus. Dacă suntem sinceri cu noi înșine, toți vom identifica anumite lucruri pe care le putem îmbunătăți. Pentru că realitatea este că nu am ajuns la perfecțiune și probabil că niciodată nu vom reuși să ajungem la un nivel, să spunem, sunt deja la maxim și de aici nu mai e nevoie să fac... N-am ajuns la premiu încă, n-am câștigat. Dacă ar fi să se identifice cineva cu această dorință de a îmbunătăți lucrurile, să facă anumiți pași sau anumite decizii care să contribuie la a fi mai eficient, mai aproape de Dumnezeu, să-și dezvolte relația cu Dumnezeu, cam cum ai sugera să procedeze? Primul gând care mi-a venit în minte cu îmbunătățirea este că nu chiar trebuie să îmbunătățim. Domnul Iisus n-a venit să ne îmbunătățească, ci să ne schimbe fundamental. Adică să dea de pământ cu ce a fost și să facă ceva nou. Bănuiesc că întrebarea vizează pe oamenii care au devenit făpturi noi, dar și care au căzut în superficialitate. Exact. Exact. Și aici trebuie să ne întoarcem smeriți și să recunoaștem unde suntem. Pentru că dacă nu recunoaștem, nu propășim. Trebuie să recunoaștem Lui. Cine își ascunde fără de legile, spune Biblia, nu propășește. Cine le mărturisește și se leapăde de ele, capătă îndurare și propășire. Deci trebuie să ne întoarcem la El, cum a zis Fiul Risipitor, și voi mărturisi Tatălui meu unde am ajuns, ce mănânc, ce nu mănânc, ce tragedie a dat peste mine și să mă primească, dar vreau să fiu dependent de El, să mă facă argat, să mă facă ce vrea El, dar vreau să fiu în relație cu El. Cum am forfecat relația, acum vreau să o sudez înapoi.
Și tatăl l-a primit ca pe fiu, nu ca pe rob, și l-a chiar prezentat foarte bine, pentru că nu e bucurie mai mare la Dumnezeu decât atunci când se întoarce cineva cu toată inima spre El. Într-un sens natural, toți au oarecare credință. Într-un sens mai avansat, puțin credincioși știu mai multe și au mai multă credință. Dar El vrea să fim într-un mod supranatural, conectat, să trăim dragostea care este supranaturală, să trăim iertarea supranaturală, să trăim întoarcerea obrazului, să trăim sarea, să trăim lumina, cetatea. Pur și simplu toate aceste lucruri nu le putem trăi decât dacă ne convertim cu inimă, cu tot ce avem, cu tot ce știm, cu tot ce suntem la El. Adică lăsăm să ne călăuzească, să decide El pentru noi. Și să primim noi înștiințările Lui, să acceptăm că El nu s-a schimbat deloc. Că 2000 de ani de dezvoltare nu L-au schimbat pe El. El este același ieri și azi și în veci. Biserica Lui trebuie să fie totdeauna ca prima biserică din Ierusalim. Slujitorii trebuie să fie de asemenea după modelul apostolilor, pentru că ăștia au pus temelia și nu se poate zidi altă temelie decât apostoli și proroci. Deci trebuie să ne luăm inima în dinți și curaj să spunem, Tată, ăsta sunt. Și mi-e rușine de mine și de ce am făcut. Sau de... Că în fond, pentru El cel mai grav lucru nu este păcatul cel care l-am făcut, ci starea aceasta de nepăsare. De nepăsare. Știm noi, dacă citim despre Sodoma, spunem, sodomiți ăștia au fost groaznici, teribil. Dar știi când spune un proroc, nu mai țin minte care, Ezechiel, Ieremia, spune, știi care a fost păcatul Sodomei? Trăia în nepăsar. Deci spune, păi asta nu-i grav. Nu-i... Înaintea lui Dumnezeu, El poate să decide ce e grav și ce nu e grav, nu eu. Și această nepreocupare de El, neumblare spre absolut, nu-i spune, asta e fanatism. Nu e fanatism deloc. Atunci Iisus a fost fanatic, Petru a fost fanatic, Pavel a fost fanatic, iar noi normali. Nu, nu. Haideți să recunoaștem că ei au fost mai aproape de adevăr și chiar pe adevăr, iar noi puțin deviați spre o parte sau altă. Nepăsare sau descurajare poate să ne îndepărteze de Dumnezeu. Poate că există cineva care e dezamăgit, descurajat. Nu neapărat că nu-i pasă, dar a ajuns la punctul în care cineva l-a neîndreptățit și pur și simplu acum parcă nu se mai identifică cu biserica, cu chiar și cu confesiunea lui. Fii atent, Petru. Am găsit în Iov. Mulțumim pentru Iov. Am găsit în Iov un text în care el spune, Iov, capitolul 9, Dumnezeu îmi înmulțește rănile fără pricină. În gândirea obișnuită, așa este. N-am făcut niciun rău, de ce mi se întâmplă mie ceva rău? Neștiind ce știa Iosif, că Dumnezeu mă pregătește pentru ceva măreț. Iov spune la sfârșit, îmi pun mâna la gură. Am vorbit despre lucruri la care nu mă pricep. El nu ne pedepsește mereu pentru ce am făcut. El doar nu pedepsește cu plăcere pe nimeni, dar El ne pregătește pentru ceva și oricum este suveran. Și să mă supăr pe cineva care a spus, El nici nu știe ce a făcut de multe ori. Acum câtva timp cineva mi-a spus, zice, Domnule, am vrut să urc într-un lift și pastorul meu favorit acolo, la care m-am închinat ca la icoană, pastorul meu era în lift. Și zice, veniți cu următorul. Și a plecat și m-a lăsat. Păi frate, n-am dormit o săptămână, m-am dus, l-am confruntat și am spus, cum e posibil ca dumneata, pastorul la care te-am iubit cu zel și cu devotament, să te porți așa? Știi ce mi-a spus? Nu mi-aduc aminte. El poate gândea în altă parte că era plin, cam liftul era cam plin. Deci ne pierdem timpul cu aceste ofense și astea sunt foarte, hai să le spunem, comune la sfârșitul istoriei. Și Biblia ne-a spus, mulți vor cădea datorită ofenselor, dar încercarea n-a fost îngăduită ca să cădem, ci ca să ne urcăm, să ne suim mai sus, să nu stăm la nivelul ofenselor. Spune, Domnul a făcut-o, a pregătit-o, haleluia, mulțumesc frumos, El a plătit mult mai mult și a ispășit mult mai mult decât faptul că cineva nu m-a invitat în lift, când liftul era plin. Mulțumesc!
Cu acest gând ne oprim, am ajuns la finalul emisiunii, mulțumesc bunii, sper că am strânit câteva sentimente și câteva inimi care să încerce să se identifice cu aceste teme. Voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului. Așa să ne ajute Dumnezeu. Până data viitoare, vă spun la revedere și să auzim de bine.